Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Fiindcă am foarte, foarte puțin timp, bateria mi e aproape descărcată, am să vă spun doar atât. Iată, ne aflăm la o familie unde s-a întâmplat un accident, vreau să vi-l prezint. Iată de ce trebuie să umblăm cât mai rar în familia de albini. Deci cât mai rar, dragilor, cât mai rar, pentru că iată, eu aici am comis o greșeală. Da, așa s-a brudit. Undeva, cred că pe marginea ramei a fost mătcuța. Am prins-o și ea este, se vede, puțin așa agățată cum pe partea asta abdominală. Un picior este rupt. Albinuțile privesc cu mare tristețe la evenimentul acesta. Deci ea este acum compromisă. Nu cred că va mai... Nu se poate, nu văd cum. Deci este complet, iată, se vede foarte bine cum a fost lovit acolo, da? La inelul acela. Și ele ar dori să o poată salva, dar nu cred. Așa, pentru experiment, am să o las să vedem ce se va întâmpla cu ea. Deci dacă va continua, după părerea mea, va trece în schimb liniștit. Deși matcă de anul ăsta, numai că, din păcate, s-a întâmplat acest accident. Deci ce trebuie să faceți? Cei care sunteți la început, care curiozitatea e mare, mi-am dat și eu când primii ani acolo, atunci vreau să văd matcă, să nu știu ce. Ei, nu e obligator, să vezi rezultatele, atât să vezi. Dacă ai ouă și puiet, larvar, e limpede, ai matca în activitate. Așa, să facem un test la o săptămână, două, să zicem. Dar îți dai seama de faptul că ai matcă și activitate prin ceea ce înseamnă albina care este acolo, că albina s-ar epuiza, nu? Dacă nu-i matcă, se besmeticește, începi de până albina. Sunt foarte multe lucruri. Iată, albinuța asta stă și zice, ce facem noi acum cu ea? Ce-i de făcut? Curioasă situația. De unde o îngrijeau? Iată, acum stau în jurul ei, stau, o hrănesc, o pigulesc, dar tot atât de bine o văd că este defect. Și teamă-mi că o și amenințe, că aud chițâind, adică o vor elimina. O mai las un pic. Da, piciorușul acela se vede. Ea simte că în curând va fi și agresată. Și așa, asta e povestea tristă la care suntem acum. Părtaș acestui eveniment, ce aș să zic mai mult, decât am făcut-o, să văd unii găsesc o altă matcă. Sistemul de păstup o acceptă, știți bine, cu mirosurile, cu ochiurile. Facem treaba care trebuie făcută și reușim să aducem o altă mătcuță, să o integrăm în familia asta. Dar, nu știu, iată, curiozitatea maximă este pentru mine asta. Să vedem în cât de repede o vor înlătura. Ieri am făcut acest lucru, ieri am transvazat în acest biostup. Se vede că este un biostup nou, lada este nouă. Deci, am făcut această lucru. Am zis, ia să văd cum stau mătcuțile, nu cumva s-a întâmplat vreun accident. Chiar așa s-a întâmplat. Așadar, dragilor, cât mai puțin de umblat în familie, pentru că există riscul ăsta când luăm rama, când o învârtim până găsim matca să fie pe un colț, așezi rama undeva și te trezești că ai făcut o mare... ți-ai creat o mare problemă, ai distrus o familie, practic. Când la vremea asta, iată, suntem la sfârșitul lui august, acolo și sfârșitul august, o altă matcă nu ai de unde să o faci, ce să faci? Biostup observă șansa asta, să unifici foarte repede, dai drumul la mirosuri.
dai drumul la Haneman, se scurge Albina, deci ai șanse, fiindcă sunt majoritatea acum, știți, am pe 3 în 1, cam v-am vorbit și altă dată, sunt pregătiți aceștia pentru vânzare. Aștept ca voi să intrați cât mai repede în posesia lor. Cine m-a dorit să aibă și ladă nouă și atunci am făcut acest lucru. Spuneam că nu mai am nicio liniuță, cât de curând bateria mă lasă, doar asta. Cât mai puțin umblăm, iar cei care își doresc să intre în posesia biostupului cu cele trei familii, le spun că sunt pregătiți, gata, vă așteaptă. Când doriți, sunați și vă voi putea onora. Așa cum este acolo pentru lada asta care, să spunem, cum e lada asta, să vedeți, a fost folosită doar jumătate de an, în primăvara asta am băgat-o, sau asta la altă la fel. Deci pentru lăzile astea care au fost o jumătate de an sau un an folosite, avem, iată să vă arăt cum stau cele trei gata, pregătite. Dar nu trebuie să deschidem stupul, ne dăm seama de, așa privind prin folie, dragilor. Da? Deci asta în spate și cele două în față. Da. Deci asta am vrut să vă arăt, accidentul acela, și să vă dau sfatul acesta, să umblați cât mai puțin în familia lui. Iar dacă aveți biostupul, sigur, rezolvați foarte repede orice problemă care se ivește. Vedeți acum la mulțire, pentru iernat suntem pregătiți în felul ăsta. Vreau să vă spun că unii au... Eu m-am dus pe mulțire ca să am 3 în 1 și să vă pot oferi vouă șansa asta să intrați în posesia lor la... Dar când familia... Am și așa ceva. Familia a fost... Ca să merg repede să vă arăt, deci cu catul încă nici nu l-am dat jos. A fost o singură familie. Și în spate buzunărelul. Ei, în condițiile astea putem, iar na, familia cea puternică în față, buzunărelul în spate, la pe 8-9 rami dacă e o singură familie. Acum am să vă arăt catul ăsta care nu l-am dat deoparte. Două caturi n-am mai avut timp să le dau. Și se va... Ia să vedem. Cum observați, Albina este în cat. Este și în cat. E, asta când e toată Albina coborâtă jos și cu... Așa nu... Nu e ușor să o îngrămădești. Deci asta iernează într-o singură familie, la bază, și cu buzunărelul în spate. Cred că o și mai depus ceva în cat. Nu am îndemân, după cum... Când ai Albina sus până sus, este semn că ea a mai depus. Ia să vedem. Da, apicultorii. E sudat aici cu propolis. Așa, n-am... Nu m-am propus asta, dar să vede, dragilor, cum e căpăcit. Da, să vede cum e căpăcit și... Așa, iată că am avut oamenii cu sudat. Și ia să facem noi operația să vă și arăt. Deci, de ce vă spuneam, biostupul oferă șanse de rezolvare tuturor problemelor pe care le ai la un moment dat. Inclusiv, iată, ne adaptăm la iernat. Dacă e o familie puternică,
unul singur în față și buzunărelul, ca să-l putem dezvolta în primăvară pe acesta din nou. Buzunărelul se poate face pentru vânzare, nu? Sau acolo eventual vreo matcă, dacă uneva lipsește, poți să iei de acolo. Vezi, o mic și una de posibilități. Ia să vedem ce este aici. Da, da, iată. Vă spuneam că e capacete full de sus până jos. Deci o astfel de ramă. Adică astfel de... Ia să vedem și ce lat sunt. Da, dragilor. Iată cât e cum. Sunt foarte, foarte, foarte ocupat cu fel de fel de probleme. Și atunci, iată că... N-am mai avut timp să extrag și pe asta. Am sentimentul că toate sunt la fel. De curiozitate așa, să mă uit încă la o ramă. Iată că și staționar, dacă familia e puternică, rămâne clar un lucru. Dacă familia e puternică, am extras odată. De aici, dar a doua oară n-am avut timp. Da, iată cum arată, dragi. Așa arată. Deci o astfel de familie nu o poți îngrămădi în 5-6 rame ca să iernezi. Nu. Asta rămâne singură. Deci cât de curând rămâne singură. Da. Haideți să le vedem pe toate, că de acum, dacă tot vedem material, mai rezist un pic. Că, dragilor, deci sunt 9 rame. Au cam 3 kg jumate, 4 fiecare. Ia să ne vedem așa. Da. Deci spuneam de umblatul în familie cât mai puțin, pentru că se spune așa o vorbă, familie uitate sunt cele mai valoroase. Da, într-adevăr, sunt nu-i deranjez, nu deși să le lovești, dar intervenția se face numai atunci când e cazul. Da? Atunci când e cazul. Iată, asta e singura ramă. De partea asta altă e căpăcită. Iar pe partea asta este încă în lucru. Deci, după cât îmi dau seama, este clar, așa cum câte experiență am eu, aici toate ramele sunt căpăcite. Mai luăm una sau două și... Dacă ea încă nu a făcut țac, adică să fie epuizată, iată că eu vă ofer asta. Ia să vedem și pe asta. Da, de regulă să ia dintr-o margine în cealaltă și cum le-am găsit pe aici, pe la centru, așa, așa sunt toate ramele. Așa. Mai este forță de muncă. Adică, ce să vă zic, ce am putut arăta, am arătat. Acum mă concentrez pe alte lucruri. Vreau să vă spun că sunt din ce în ce mai frământat de ce se întâmplă așa cu școala asta românească. Am discutat masaj cu băiatul. Spuneam, zice, tata, am ieșit și eu la meeting-ul ăsta care a fost în... Pentru că, cum știi bine, avem copii și e din ce în ce mai greu ce ne facem cu ei. Și mi-aminteam de o variantă pe care am pus-o în practică la un moment dat, că... Ia să facem și pe asta și gata. La un moment dat se întâmpla, datorită presiunii pe care o aveam din partea părinților, nu mai aveam spațiu unde să facă copii meditații.
Dar la meditații mi-am gândit și cei care plăteau și cei care nu plăteau. Nu avea importanță. Dacă nu are voia bani, cum să nu primește? Este mare greșeală. Știu cei care, despre cine vorbesc. Adică asta era procedura mea. Și ajunsesem de a face, aveam 12 la grup. 12 la grup, pentru că cine îmi spunea colegiul meu, dar bă, tu ești scroc, bă, și cum să ai 12? Faci cu 2, cu 3, hai, meditați. Ei, dragilor, ca și în toate domeniile, eu inventam, descoperisem ceva. Ceva care era al meu. Pentru că toți 12 l-au la facultate. Și anume, unica, și chiar asta mă frământă foarte tare acum. Deci când începeam, dați drumul la lucru, start, toți erau la treabă și unul din ei vorbea. Unul din ei vorbea și spunea, stop, continuă tu, prin sărite. Ei toți erau în priză maximă, pentru că în clipa în care zic continuă tu, el trebuia să preia exact de acolo din ei. La comandă ești tu. Mi-amintesc că odată unul dintre ei era în clasa 12, a venit după o distracție, mă rog, Bogdan Preda se numea băiatul, și nu vrea să mă taxez, du-te la meditația, profesor, nu discutăm, deci eu am discut cu tine? Nu, tatăl lui era directorul Mischele. Și el știa la ce, că vinea acolo, este la distracții, la trei veniți, și acum știa că ajungi la mișor până... Eu l-am sesizat și l-am pus la comandă mai mult ca oricând. Zice, băi, un nebunit ursul. Așa, dar, dragilor, ce vreau să vă spun? Chestia asta, dacă s-ar practica la clasă, adică dacă sistemul ăsta de învățământ, dacă s-ar înțelege că de foarte multe ori copiii sunt absenți, stau cu fizic în clasă, nu înțeleg nimic și de fapt și se întâmplă ca el să fie doar acolo prezent, prezență fizică. Dar dacă învățătoarea își pune pe tablă, hai să zic la învățătoarea sau profesor, un set de 20 de gheșiții și pe urmă iar trece pe rând la comandă, adică chiar și în același ghișiu, din bancă, unul stă la tablă și scrie și celălalt